Parcangii fac legea în centrul capitalei. Aproape 1000 de locuri de parcare, multe dintre ele ale primăriei generale. Sunt rezervate abuziv de indivizi care câștigă zilnic sute de lei. Vorbim despre o mafie care încasează lunar, sub ochii autorităților, mai bine de un sfert de milion de euro. Polițiștii spun că dau mii de amenzi, dar fenomenul este total scăpat de sub control. Zilnic, sute de locuri de parcare sunt ocupate cu lăzi, bidoane cu apă sau scaune de plastic. Primul șofer venit este și primul servit, iar tarifele variază. Cât e parcarea aici? Cât costă? 1 leu. Pe oră? Da. Nicu se ocupă de 22 de ani de o parcare din apropiere de Piața Victoriei. Are inclusiv vestă reflectorizantă, la fel ca angajații primăriei. După ce și-a dat seama că suntem o echipă de televiziune, a anulat tariful de parcare. Dar nu vreau să vă iau bani. Vreau să fiți drăguță, să fiți frumoasă și nu vreau niciun leu. Cam cât câștigați din parcări? 80 de lei, 100 de lei, toată ziua până seara. În spatele camerelor, tarifele sunt mai mari. Dar cam cât faceți pe zi din parcări? Cât să vă pun 150 de lei de ușă. Pe zi, adică un salariu care variază între 4 și 6 mii de lei pe lună. Din când în când e amendat la locul de muncă, dar nu plătește niciodată. Azi ați primit amendata. Am dat 100 de lei. Ce scrie aici? A fost... Da, a fost depistat în parcare. În timp ce apela la... Am două aici. Aia de la poliția locală de la... și aia să-i de la secția 4. Zonele în care se taxează ilegal în București sunt bine delimitate. Nu vine nimeni peste mine aici. Mă cunoaște toți oamenii de etnie romă. Toate clanurile astea interlope, da, din sectorul 1. Sunt multe clanuri, dar nu vine peste mine aici. Nu vine să mă deranjeze pe mine să-mi ceară taxe de protecție, ceva, nu. Parcangii își cunosc între ei și tarifele. Uite acolo, e 40 de lei ora. Acolo e cel mai mult în București. Sunt la Romană, sunt pe la Piața Amdei, sunt pe la Universitate, pe la Unirii, sunt mai mulți. A mers cu camera ascunsă și la ei. A cât e? Pe ora? Bagă aici. Am băgat în ceșul, mai plătit la primării, la nimic aici. Și dumneavoastră cât să vă dau pentru o oră? Cât vreți, maxadre. 10 lei e bine? Da. Și aici parcangii spun că sunt angajați ai primăriei, dar au propriile reguli. Dacă stați până într-o oră, așa rămâna pe și plata anticipată, adică la mine. Și cât trebuie să vă dau pentru până într-o oră? 500. Dumneavoastră sunteți de la primăria capitalei? Colaborat. Dacă eu vă dau 5 lei, îmi dați chitanță? Nu. Vă duceți de acolo sau dincolo, dar e părăși cu dumneavoastră. Eu nu vă garantez că mai vine poliția, mai ridică, mai dă amenzi. Și aici nu? Aici nu. Toată ziua 15 lei e bine? E bine. Ei ce caută? Să ia un ban care nu e al lor. Te cheamă că îți găsește locul și poți teamă că nu grimașe sau nu, dacă nu le plătești, da. X și 0, asta pare că s-au jucat doi parcangii pe capota acestei mașini, cel mai probabil supărați că șoferul nu le-a plătit parcarea. Și sunt mulți în București, sunt 800 de locuri administrate de aceste persoane doar în centrul capitalei. Poliția locală și Poliția Capitalei îi amendează pe parcangii cu sancțiuni cuprinse între 100 și 500 de lei. Numai în sectorul 3, Poliția Locală a amendat de la începutul anului 750 de persoane care încasau ilegal taxă de parcare.